Nu sunt mulți intelectuali pe lume care consideră că este firesc să-și trăiască în viața lor, să-și taie viața pe măsura gândurilor pe care le spun, le exprimă în public. Tema e veche și e primejdios să faci așa ceva, pentru că uneori prețul adevărului e moartea. Deci când ți se cere să abjuri, când ai vorbit în spațiu public și acele vorbe sunt considerate de o putere sau alta ca neconvenabile și condamnabile în fața întregului popor, cum se spune, atunci, dacă nu vrei să trăiești cu orice preț și consider că cel mai important lucru în viața ta e să trăiești coerent, deja cuvintele tale să intre în relație cu faptele tale, atunci adevărul este primejdios. Dar într-o istorie ca a noastră, aceste lucruri, acest raport pune problema relației dintre povestea asta cu coerența faptă-vorbă-gând, și felul în care străiești viața de la cap la coadă. Povestea asta se pune diferit în funcție de tipul de societate în care trăiești. Dacă trăiești în vremea lui Stalin, de pildă, e absurd să spui că tu vrei să trăiești pe măsura a ceea ce gândești. De ce lucrul ăsta nu se poate? Pentru că acolo raportul dintre gând și vorbă este deja statuat. Trebuie să spui nu ceea ce gândești, ci ceea ce ți s-a spus că ai voie să gândești. N-o faci, ești omorât. Deci nu cred că poți să judeci oamenii care în regimurile totalitare nu au nebunia de a își sacrifica viața fără ca nimeni să știe. Gulagurile sunt pline de oameni care au murit eroi anonimi. În clipa în care apucai să rostești ceva care nu era în regulă, cred că mureai la jumătatea frazei. Deci nu există disidenți în vremea lui Stalin. Nu există disidenți în vremea lui Hitler, bănuiesc, nu știu. Bănuiesc că era același lucru în momentele în care teroarea se instaurase. Însă în regimurile brutal totalitare, mai ales în prima parte a instaurării comunismului, cum a fost și la noi în vremea lui Gheorghe Udej, vorbele care nu conveneau, gândurile exprimate fără rezervă, însemnau să plătești cu viața. Socrate a putut să facă asta, nu întâmplător a devenit un reper. Sunt cazuri limită, sunt oameni care au preferat să moară decât să abjure de la credința lor. Întrebarea e câți au devenit modele pentru ceilalți și pentru câți acest curaj fabulos, acest mod de a trăi viața coerent a intrat ca pe scena lumii și a devenit un spectacol etic valabil. Pentru că foarte mulți au murit fără urmă. Știm ce a însemnat Giordano Bruno, știm ce a însemnat Socrate, știu ce a însemnat martiri de tot soiul, uneori ai bisericii, știm ce au însemnat marile martiraje, dar pe semne că majoritatea sunt a unor eroi anonimi. Oare oamenii care trăiesc într-o societate totalitară și în care gradele de complicitate sunt fatale, simplu fapt că respiri acolo te impurifică, pentru că faci gesturi fără de care n-ai mai putea exista, n-ai mai avea acces la mijloacele elementare de subzistență. Iar complicitatea se năștea într-un mod difuz, fără ca măcar să-ți dai seama. Erai pus o dată la nu știu câți ani să semnezi o adeziune. Era o chestie, reușiseră să formalizeze, să facă acte formale
din lucruri care, judecate ulterior, puteau fi considerate complicități explicite. Ori nu erau. Când toată populația semna o adeziune că, nu știu ce, că Ceaușescu luptă pentru pace, n-avea nicio importanță, pentru că caracterul statistic al acestor lucruri dezindividualiza complicitatea. Altceva era când făceai... Deci, povestea "toți am fost vinovat" este o prostie uriașă. Pentru că puteai fi vinovat, de pildă, ca student, când te scoteau cu facultatea, cu turma, la manifestație de 1 mai. Și unuia îi dădea, mai nefericit, că dea pe el beleaua să ducă o pancardă, altul nu. Deci toate lucrurile astea te impurificau. Pentru că tu nu simțeai nevoia să manifestezi pentru nimic. Și nu să te salute și să-i saluți scandând mai știu eu ce pe tipii de la tribună. Era același grad de vină între cei care constituiau coloanele de 23 august, 1 mai și așa mai departe, și activul de partid și securitate. Deci în clipa în care spui "toți am fost de vină", le faci un serviciu enorm marilor criminali ai societății. Pentru că ei se simt puși alături de tine. Deci dacă și tu ai fost ca mine, grozăvia pe care am făcut-o eu se edulcorează. Ori nu e așa. Există grade. Niciun om nu are puterea singur. Nimeni pe lume nu poate să decidă soarta celorlalți de unul singur. Are acoliții. Ori acoliții, găștile puterii, sunt totdeauna criminale într-un stat totalitar. De asta, când se petrece o revoluție autentică, nu dispare doar vârful, ci tot Comitetul Central, dacă vorbim de ce am trăit noi, toată securitatea care a terorizat populația, etc. De asta la noi treaba n-a fost reușită și dusă până la capăt, nu pentru că n-au fost pedepsiți la nivel juridic, ci nici măcar lustrația nu s-a făcut. Dar n-am fost toți vinovați la fel. Decât dacă ești vinovat că te naști. Hegel are o vorbă superbă. Vinovat este orice om, chiar și pruncul din clipa în care se naște. Nevinovate sunt doar pietrele. Bun. Dar asta este o judecată metafizică, cu totul de altă, având-o cu totul altă încărcătură. Aici noi vorbim de felul în care poate să-și trăiască cât de moral viața cineva în condiții de imoralitate totală a societății. Pentru că societățile totalitare sunt imorale în esența lor. Îți răpesc libertatea și îți dictează comportamentul de la un capăt la altul. În ce măsură îți poți păstra normalitatea în condițiile astea? Este sau însă o aparență de normalitate. Deci bătălia pe care o duceai tu cu tine, vorbesc din punctul meu de vedere, era să te porți ca și cum ai trăi într-o lume normală. Vă dau un exemplu. În clipa în care cineva te invită la el și vrei să te duci, nu te duci să ceri voie nimănui. Am voie să mă duc la cutărică? Și cineva îți spune, ai voie să te duci. Ori ideea că trebuia să te duci să ceri voie, să te duci în vizită la o ambasadă, la un atașat cultural, care aveai de discutat normal. Nu, în mintea lor, asta însemna o subminare a statului comunist. Și spuneai, eu nu pot să fac asta. Și nu te duceai să ceri voie, și te duceai. Erai chemat și reprimat într-un fel sau altul, amenințat, trimis din București, cum a fost Leșu, pentru că s-a dus de mai multe ori la ambasadă sau a scris un protest către ministrul culturii sau mai știu eu ce. Dar trebuia să te agăți cu disperare de ideea că nu ești chiar atât de căzut cum vor ei să te facă. De pildă, poate știți, ați apucat, ați auzit, n-ați apucat, erați prea mică.
că trebuia să te duci cu mașina de scris, ale cărei caractere trebuiau înregistrate la poliție. Să luai în brațe obiectul ăla, unii aveau, cine știe ce, un Remington vechi. Un prieten al meu avea un Remington de prin anii 40, în care băteai literă cu literă și îl chemau cu acel obiect să îi imprime caracterele. El nu mai lucra cu ea. Avea în casă o mașină de scris, erai obligat să te duci să o înregistrezi. Și mi-am zis, cum o să mă duc cu mașina de înregistrat? Și nu m-am dus. Bun, mare eroism. Nu era un eroism. Bun. Dar am fost fericit că n-am făcut asta. M-am simțit normal în clipa aia. Nu mă simțeam normal, evident, în clipa în care trebuia să votezi mai știu eu ce lucruri într-o sală cu 200 de oameni. Să rămâi demn. Nu poți să trăiești cu tine cu... Cel mai groaznic lucru e când iei demnitatea unui om și îl tratezi, îl dezumanizezi. Asta înseamnă a nu-i respecta umanitatea, demnitatea. Îl înjuri, îl bați, îl obligi. Ori problema pentru un om care se naște cu o mândrie, chiar și într-un regim ca ăsta, este să-și păstreze un raport bun cu demnitatea lui. Ori în cazul meu, eram legat de filozofie, de cuvânt, demnitatea însemna să nu prostituez niciodată cuvintele. Cea mai mare fericire a mea la capătul vieții este că trăind aproape 40 de ani în comunism, n-am să-mi reproșez niciun cuvânt pe care l-am pus public pe hârtie, într-o carte, într-un text. Alții au tăcut, adică au spus nu-mi prostituiesc cuvintele tăcând. Eu am avut șansa să nu-mi prostituiesc cuvintele scriind. Sigur, asta nu înseamnă că puteai să spui tot ce gândești, dar tot ceea ce gândeai și spuneai trebuia să fie în ordine cu tine. E doar în veriga care se naște între comportamentul unui om și raportul comportamentului cu puterea. Puterea poate fi reprezentată de... Deci pe mine nu mă poate seduce un regim totalitar pentru că el îmi repugnă etic. El face lucruri care nu sunt compatibile cu educația mea etică. Educația mea etică. Natura mea sau educația mea? Nu știu să spun care este ponderea mea. Într-un regim totalitar, toate normele etice sunt încălcate, nu? Ori a pactiza cu el este cu adevărat o trădare a cărturarilor. Cum să accepti toate nedreptățile din lume? Eu nu cred nici în stânga și dreapta direct. Eu nu cred decât în raportarea etică la lume publică. Atenție, vorbim de raportarea etică publică. Nu mă erigez în înger, Dumnezeule, cred că am făcut destule porcării în viață în raport cu cei care mă înconjoară, ca tot omul, nimeni nu e. Dar nu accept un lucru, nu-l accept la mine. Și neacceptându-l la mine, fac figura neplăcută de a judeca pe alții. Ce-mi dă dreptul ăsta? Pentru că mă judec în primul rând pe mine. Nu aș putea să torn pe cineva pentru nimic în lume. Nu știu, poate dacă aș fi torturat cu fierul roșu, n-am trecut prin această experiență. Dar nu accept să torn, să mint în public, să mint în public. Deci n-am să spun niciodată că n-am făcut un lucru pe care l-am făcut dacă angajează spațiul comunității. N-am să fac niciodată ceva conștient împotriva legii. Niciodată. N-am să fiu duplicitar niciodată în public. O să am o rigoare care nu e obișnuită. Și atunci ești judecat prost ca un om sever, justițiar și alte prostii de genul ăsta.